până. Nu știu. Povestește-ne despre tine. Acum am născut în Răuia Mela, am 40 ani și sunt în clasa 7. Pasiunea mea este cum se uită activități, quilling, origami, și școala. Mi-e place matematica. Părinte matematică și engleză, română. Poți să ne arăți cum modelezi origami și ce faci acolo? Da. Să ne explici același timp. Deci, dintr-o foaie, dintr-o pală de 4, împărțită pe fiecare parte, 75 cm și după aia vine îndoită, vine odată așa, după aceea vine pe partea cealaltă, o desfacem, îndoim fiecare colț, acest colț să vină aici, pe linia pe care am îndoit-o, și cealaltă la fel. După aia, sucim piesa către noi cu vârful în sus și îndoim aici. Așa. Băgăm colțurile în interior și pe celelalte la fel. La fel, colțurile să vină în interiorul triunghiului. Și după aceea vine îndoit colțul acesta cu acesta să vină împreună. Și așa am reușit o piesă din ceea ce vreau să facem. Toate piesele astea sunt făcute de tine? Majoritatea da, și de către doamna mea. Mentorul tău, nu? Da. Și diplomele? Poți să ne spui despre ele? Cum să zic? Diplomele fac parte din mine. Fiecare clasă pe care am trecut-o, am primit o notă mare, să zic așa. Ce materii îți plac cel mai mult? Matematica și română. Poți să ne spui despre diagnosticul tău? Da. Am mielul în vocel, Tu depinzi, practic, de scaunul cu rotile, nu? Da. Uneori chiar depinzi și mie să frică să nu... Se întâmplă ceva dacă mă ridic. Face parte din mine. Înțeleg. O intervenție chirurgicală te-ar ajuta să îți mai ușurezi boala ta? Da. Trebuie să fac o operație care mă va ajuta foarte mult. Pentru picior, nu? Da. Pentru picior. Îmi poți arăta dacă nu... Nu te deranjează, ne poți arăta la picior cum este, de fapt, la care picior ar trebui să intervină? La ambele picioare, dar mai mult la acesta. La piciorul drept? Da, la piciorul drept, pentru că am o picioare la și nu poți călca pe el? Nu, momentan nu. Mulțumim frumos, noi îți urăm succes în continuare, să fii optimistă, să înveți așa cum ai învățat și până acum, să ai o grămadă de diplome, așa, și cât mai mulți prieteni îi atragi pe toți, este un lucru minunat. Mulțumesc.
Știm că îți place foarte mult să dansezi, dansezi în cărucior. Da, îmi place. Să practici și sporturi. Da. Foarte bine. Citești? Da, citesc diferite cărți. Și când vine vorba de o compunere, mă documentez. Foarte bine. Foarte bine. Îmi place, îmi place muzica și muzica. Muzica foarte mult. Muzica, da. Când vine ora de muzica, abia aștept. Este un lucru minunat. Da. Bun, păi rămâne să vedem ce ne mai pregătești pentru viitor, mai ales cu origami. Și ce mai faci în afară de origami? Termin la acrylic. Da? Din fal de tot așa, fal la 4, prin câteva pășeuțe și îndoite ori pe copitoare, ori pe Mulțumim frumos, Ionela, și o să mai venim pe la tine. Mare drag. Așa. Poți să-i spui o pregătire de ta, să te trezești dimineață și până seara târziu. Ei sunt colegii tăi, da? Da. De aici din centru? Da. Cum te numești? Adelin. Da, Adelin. Descrie-l tu, da. Este un copil foarte activ, îi place să fie așa să... Modeleze. Da, să modeleze mai mult și mai mult asta origami. Și ca fără și îți place și lui să învețe la fel ca ca tine? Da, poți să vorbești mai tare, nu este nicio problemă. Deci el face parte dintr-o școală specială. Da. Da? Dar îi place. Și lui vine cu anumite cărți la școală, scrie, transcrie anumite fraze. Chiar Și fetița din spatele tău? Și
Ana. Ana? Care îi place foarte mult să se joace. Ionela trăiește în centrul de plasament din Câmpul Lungmuș cel de câteva ani, alături de mulți alți copii cu dizabilități. Ionela este un exemplu pentru mulți dintre noi, însă ea are nevoie de mai mult sprijin pentru dezvoltarea aptitudinilor și cunoștințelor de care a dat și dă în continuare dovadă. De aceea, Asociația Salvând un Suflet, Salvăm Viitorul, România 2010, face un apel către dumneavoastră, către toți cei ce pot face donații de orice fel și doresc să ajute aceste suflete nevinovate. Ne puteți contacta pe site-ul nostru www.salvați-un-suflet.org sau pe adresa de e-mail salvând un suflet salvăm viitorul@yahoo.com.